găsit, stimați telespectatori, la emisiunea Orizontul Cunoașterii. Am invitat astăzi, într-un cadru natural foarte frumos, cu flori în spatele nostru, cu copaci, verdeață, pe Adina Mironesi, prietena mea cea mai bună, care mă ajută de fiecare dată când am nevoie de ea. Adina, care este consilier de dezvoltare personală, pentru cine nu știe. Și o să vorbim astăzi, de fapt e așa ales această temă, partea întunecată a transformării spirituale. Interioare. Și spirituale, ai dreptate. Da. Deci o să vorbim și despre ego și despre nevoia de control, pentru că intră în partea asta întunecată. Și o să... Deci, nevoia de control este partea întunecată, cum am spus, dar este și o parte pozitivă, nu? A ego-ului. Deci, dacă vrei să vorbești puțin despre partea pozitivă. În primul rând, să spun că ceea ce numesc eu aici, în emisiunea asta, parte întunecată a transformării interioare, este altceva decât umbra cunoscută de la Carl Jung. I-am dat această denumire pentru că în ultima vreme mai multe experiențe din viața mea a demonstrat, nu doar de acum, ci din toată transformarea mea interioară, mi-a dat de înțeles că dizolvarea ego-ului este cea mai grea parte a transformării interioare. Din cauza asta i-am dat acest titlu, partea întunecată a transformării interioare. Ok, ego-ul, în definiția din psihologie, se naște în jurul vârstei de 3 ani și are ca element fundamental conștiența corpului și apoi formarea personalității. Cu timpul, transformările care au loc în adolescență sunt hotărătoare. Din cauza asta și copilăria și adolescența au o importanță foarte mare și mediul în care se dezvoltă copilul respectiv, adolescentul, este foarte important. Deci ego se formează în jurul vârstei 3 ani, pentru că până atunci acumulează mintea tot felul de informații și din informațiile care le-a da, prin obținut, capacitatea da, de sinteză. Se formează acest da, da, ego. Da, 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 da. Este important de știut că înainte de a vorbi despre toate lucrurile negative despre ego, ego-ul are niște funcții foarte importante și eu o să-mi permit ca să nu divaghez, adaptarea la realitate, inteligența, gândirea, învățarea, funcția de sinteză, care este o funcție autonomă de organizare și control și integrarea personalității. Toate acestea se întâmplă pentru ca noi să ne adaptăm la realitățile pe care le trăim, la experiențele pe care le trăim. De asemenea, judecata, percepția și interpretarea percepțiilor, mișcările pe care le face corpul nostru, modelarea emoțiilor, mecanismele care țin de gândire, de cunoaștere, memoria este o altă funcție a eu-ului, eu sau ego în acest caz. Deci toate aceste lucruri sunt de reținut că se formează pentru ca noi să ne adaptăm la experiențele pe care le trăim. În cazul când avem experiențe traumatice, funcțiile de autoapărare sunt foarte de folos pentru că ne ajută efectiv să supraviețuim. Deci, cu alte cuvinte, partea pozitivă a ego-ului se ocupă de supraviețuirea noastră pe pământ. Și de adaptare. Adaptarea la situațiile, la realitate. Este, deci, important de reținut că aceste funcții pe care le are ego-ul ne ajută să supraviețuim și e necesar să înțelegem că din acest motiv, tocmai din acest motiv că el s-a format ca urmare a nevoii de adaptare, din acest motiv este atât de greu să-l transformăm.
Este foarte important să înțelegem că de aceea ne doare transformarea și de aceea este neplăcută și de aceea zic eu că are această parte întunecată transformarea ego-ului. Și această parte întunecată de ce ne afectează pe noi? Pentru că noi ne identificăm, în primul rând ne identificăm cu acest eu, adică ceea ce credem noi că suntem. Noi ne atașăm de anumite credințe, ne facem din aceste credințe un fel de fundație pe care ne sprijinim viața, tot ca o adaptare la viață, la mediu. Și din acest motiv, când trebuie să schimbăm ceva în credințe, în comportament, în tot ceea ce ține de ego, este foarte greu. Ego-ul se opune, pentru că el spune, ok, te-am ținut în viață până acum, te-am ajutat să te adaptezi și acum tu vrei să mă schimbi, gen. Metaforic vorbind, da? Metaforic. Deci ne blochează într-un fel și nu ne lasă să fim fericiți, nu ne lasă să trăim o viață... În pace. În pace, da. Să ajungem să fim liberi, da. Pentru că suntem sub controlul ego-ului, suntem absolut, sub controlul minții. Absolut. Da. Absolut. Și atunci... Mintea și ego-ul au o foarte mare interconexiune. Deci cel mai mare sau cel mai important aspect al părții întunecate este nevoia de control, pentru că prin control noi căutăm să menținem lucrurile așa cum sunt. Și, de fapt, ego-ul face treaba asta. Da. Deci noi și din frică deținem, deci minții este frică și de asta vrea să țină situația să fie sub control, sub control. Pentru că sunt mai multe feluri de control și dar de unde apare această nevoie de control? Nevoia de control este firească, pentru că așteptările sunt tot un mecanism firesc pe care noi îl învățăm tot începând de pe la 3 ani. Copilul știe că dacă plânge, mama lui vine să aibă grijă de el sau să-i ofere iubire. Deci așteptările sunt un mecanism firesc al minții. Am văzut oameni care susțin sus și tare că nu mai au așteptări. Eu cred că este o aroganță să spunem treaba asta. Chiar dacă noi în mod conștient ne-am antrenat să nu avem așteptări, faptul că ne supărăm în vreun fel pe vreo situație de viață este fix dovada că am avut așteptări. Altfel nu am fi deloc supărați pentru cum se desfășoară anumite lucruri. Așa e, da. Dar cea mai important lucru este că apare din frică. Frica că se va întâmpla ceva, vom fi pe de a nu pierde, de a nu fi considerat destul de bun, de a nu fi considerat de a fi penibil, deci, de a fi cum suntem priviți ceilalți. Da. Totul ține legătură, de... Da. Sigur că da. Și are... Deci poți fi și prin educație se formează ego-ul și dacă avem... Deci nevoia de control se poate forma dacă vedem în familie pe cineva care controlează? Sau... Absolut. Da. Copilul, dacă crește într-un astfel de mediu, e clar că preia exact comportamentul pe care îl vede în jur și se pare că ăla e autoritatea. Am văzut o comparație pe net, că dacă deținem prea mult la modul de a controla, ne comportăm ca maimuțele care sunt atrase în junglă, că sunt atrase printr-o capcană și sunt prinse. Deci se pune o sticlă mai mare așa, cu o gură strâmtă și cu fructe în ea. Și maimuța vine, bagă mâna și prinde și nu mai poate să o scoată pentru că are mâna strânsă. Da. Dar dacă i-ar da drumul la fructe, dar nu vrea să dea drumul. Și atunci putem să ne comparăm și noi, cei care controlăm, cu maimuțele care vrem să ținem, să nu scăpăm ceea ce avem în mână. Și în același și timp... în același timp pierdem ceea ce am putea avea. Da. În mod liber, fără să... Da, absolut. Adică noi vrem să ne și transformăm, dar vrem să rămânem fix la fel. Să se schimbe ceva, dar să nu se schimbe nimic până la urmă. Da. Dar câteva semne că suntem obsedați de control. De exemplu, trăim starea de frustrare, de furie, de anxietate. Deci s-a întâmplat lucrul ăsta de câte...
La fiecare, nu? Se asta, întâmplă... da, da, asta e chiar o glumă bună. De câte ori oare? De câte ori? Da, ca orice om am trăit foarte multe, foarte multe lucruri, situații de genul. Și chiar și în, adică după ce omul crede că a rezolvat lucrurile astea, tot mai apar din când în când situații care scot la iveală diverse părți ale ego-ului, ale nevoiei de control. În felul ăsta ajungem să trăim singuri, ne ocoresc ceilalți din jur dacă căutăm să-i controlăm. Da, dacă suntem, dacă suntem într-o extremă din asta, da. Dar există și situații de genul, de exemplu, în munca pe care o fac, de trainer, de consilier, a nu încerca să dirijez nimic, ar fi un haos. Ar fi un haos la un seminar, ar fi un haos la într-o tabără, ar fi un haos într-o ședință de consiliere în care trainerul lasă totul la voia întâmplării. Deci, consilierul de dezvoltare personală, trainerul sau psihologul sau psihoterapeutul are în minte un anume mod de desfășurare, are niște pași pe care și-i propune să-i facă. Da. Altfel, nu ajunge la rezultatele pe care le urmărește. Da. Adică, nu putem elimina controlul situației definitiv și total. Da. Nu se poate așa ceva. Iar o situație des întâlnită pe care aveam și eu acum câțiva ani, când țineam întotdeauna să am dreptate. Oh, da, 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 da. Asta e o, cum să zic, o situație foarte des întâlnită și se manifestă după aceea, adică să zicem că omul a trecut printr-o transformare interioară destul de lungă și și-a dat interesul și așa, capătă niște moduri subtile, adică tot mai rămâne câte ceva, tot asta cu dreptatea, asta e ceva... Chiar dacă îți propui... Chiar dacă îți propui, asta vreau să spun. Dar nu ești tot timpul conștient și atunci... Absolut, da, 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 da. Când cineva te contrazice sau vine cu o idee, da, care nu este așa cum știi tu, intervii și... Dar nu e așa. Da, exact, exact. Da, exact. Eu știu că e altfel. Da, da, da. Plus de asta, făcând o legătură cu ego-ul, faptul că credințele astea, cum spuneam, sunt ca o fundație. Când mie mi s-a întâmplat să-mi dărâm foarte multe credințe într-un timp foarte, foarte scurt, gen minute, am avut senzația că îmi fuge pământul de sub picioare. Adică atunci mi-am dat seama că credințele pe care le aveam funcționau ca o fundație. Și când mi-am dat seama că toate sunt false și iraționale, total iraționale, atunci s-a cutremurat, m-am cutremurat cu tot, cu ego, cu totul. De aceea foarte mulți oameni au senzația asta că de fapt se și numește moartea ego-ului, când anumite credințe conștientizez că sunt false, un întreg sistem de credințe conștientizez că sunt false, acest și le lași să se dizolve. Acest fenomen se numește moartea ego-ului. Dar nu este o moarte, ultima moarte, adică nu este iluminarea sau dizolvarea ego-ului de care vorbea Hawking, ci sunt mai multe morți ale ego-ului, da, pe măsură ce distrugem sistemele, păi de credință. Când deja ai părăsit pe un drum, cauți, da, eliberarea, cauți, da, da, iluminarea, da, atunci, da, intervine. Da. Dar... tot așa, o nevoie de a fi, de a fi perfect este o nevoie la majoritatea oamenilor. Eu aș prefera ca acest subiect să nu-l vorbesc, că încă nu m-am eliberat de perfecțiunea asta. Încă citesc de foarte multe ori când scriu un text și înainte de a-l publica îl citesc de mai multe ori să văd dacă n-am greșit gramatical, dacă n-am greșit vreo frază, dacă nu cumva e așa, deci n-am nicio pretenție că am depășit treaba asta cu perfecțiunea. Da, am avut și, și eu, bineînțeles că asta vine tot din teama de a fi judecat, adică da, da, nu ne dăm în bărci, da, că nu ar fi, adică e teama de a fi judecat și de a fi, sau de a fi înțeles greșit, sau lucruri din astea. Chiar a fost o perioadă, acum nu prea mulți ani, cam
4-5 ani, cam așa, când voiam să fiu perfect. Respectam codul etic și moral. Bine, ăsta e chiar... Da, dar, e ok să-l respectăm. Nu numai. Da. Că voiam în toate să fiu perfect. Și, nu știu, am participat la o întâlnire cu o doamnă care era știa mai multe și a spus, m-a văzut pe mine și a spus că simți nevoia să fii perfect. Te-a observat, da, așa. Da. Ei, da, probabil da. Și eu am vorbit ceva care eu, s-a subînțeles. Da. Și atunci am zis, da, de ce nu e bine să fii perfect? Și ea mi-a spus că e imposibil. Te-a anunțat cu blândețe că e imposibil. Da. Nu se poate fi perfect. Doar Dumnezeu poate fi perfect, se spune. Da. Dar nici noi nu vedem perfecțiunea asta. Noi nu avem, nu, că e dincolo de minte. Da. Ce vreau să spun, că totuși, într-o lume cum e cea în care trăim, nevoia de perfecțiune sau de a fi perfect nu e chiar așa de rea, să zic, pentru că ne ferește de multe judecăți, de critici, de asta ne face să ne determină să ne facem treaba bine acolo unde o avem de făcut, fiecare la locul său de muncă, și cred că are și multe aspecte pozitive. Eu cel puțin am văzut că în resurse umane se caută oameni care au caracteristica asta cu obsesiv compulsiv, cu perfecționismul. Dar oricum perfect nu poți să fii perfect. Bine, e clar, dar să tinzi către treaba asta nu e chiar așa de rău. Da. Să faci lucrurile bine. Da. Un alt criteriu negativ al controlului este să duci simțul economiei până la zgârcenie. Da, am cunoscut oameni care cunosc și eu pe aici. Chiar în mine, zace unul, câteodată, și am învățat chestia asta de la părinții mei și cred că nu e un lucru rău în totalitate. Asta mă face să n-am datorii la bancă și să consum doar cât îmi permit. Mi se pare un lucru bun, adică chestia asta te scutește de a ajunge omul străzii, pentru că sunt oameni care pur și simplu trăiesc momentul, adică preferă să-și cumpere, nu știu, ceva care nu-și permit și după aia își dau seama că n-au mâncare sau și-au făcut o casă prea mare și n-au cu ce o încălzi sau chestii de genul ăsta. Adică nu-i chiar totul rău. Depinde de extrema, depinde de unghiul din care mai privim. Mai să fim ca maimuța care își bagă mâna. Da. Să mai dăm drumul și la punct. Să mai dăm drumul un pic, da. Este bine, dar... De exemplu, ca să nu devenim, că toată lumea zice că suntem sclavii sistemului. Ghici, de ce suntem sclavii sistemului? Nu ne-a pus nimeni să semnăm creditul la bancă, nu ne pune nimeni, că toată lumea exagerează chestia asta cu teoria conspirației. Ar trebui să facem o emisiune numai despre asta și chiar vreau să dărâm niște mituri în sensul ăsta. Dacă tu ești cu dărâmatul mituri. Da, na, dacă sunt atâtea credințe false pe net, am material mult, pe mai multe teme, nu numai pe ăsta. Așa, și vreau să spun că e foarte important să vedem și să devenim conștienți și să recunoaștem că noi ne legăm cu lanțuri de toate lucrurile. Adică faptul că suntem sclavii sistemului este pentru că noi ne-am făcut. Pe sistemul nu e vinovat cel care te păcălește, e vinovat tu că ai putut fi păcălit. Da. Cam ideea asta e tot importantă legătură, pentru mine. Tot în legătură cu zgârcenia și cu... Da, faptul că noi nu ne este frică să dăruim din toată inima, pentru că ne temem că nu o să primim înapoi. Și este una legea care spune că nu o să primim înapoi sau nu va fi prețuit ceea ce dăm. Mai e și chestia asta. Dar este și legea oglindirii sau legea nu dăruirii, că spune că dacă dăruiești o să primești înapoi mai mult decât ai dăruit. Și nu credeam în lucrul ăsta, dacă nu e așa, ziceam eu în mintea mea. Ceea ce era frică să dau. Ceea ce până când am zis că ia să încerc totuși.
Și am început să dau cât puțin, da. Cât puțin, până când am ajuns. Până când ai ajuns, să dai necondiționat. Da. Că până la urmă, treapta cea mai de preferat este să dorești necondiționat. Da. În momentul când dai ceva, îți asumi că nu, da, nu, îți asumi că e posibil să nu primești niciodată înapoi. Deci să nu spui asta condiția apropo asta, de așteptări. Da. Pentru că eu am văzut mulți oameni și am făcut și eu la fel să mă uit dacă se întoarce și am văzut că nu se întoarce și mi-am dat seama că treapta cealaltă e mai de preferat în momentul în care mă decid să ofer timp, ceva gratuit, da, deci nu, sau nu neapărat bani, pur și simplu mi-asum, băi, fac chestia asta fără să aștept nimic. Adică să nu mă frustrez după aceea că am dat și n-am primit nimic. Dar poți să dăruiești bunătate, poți să dăruiești sfaturi, poți să dăruiești un zâmbet. Exact, exact. Nu vorbim numai de lucruri materiale, ci mai ales că dacă asculți pe cineva, pur și simplu asculți, eu cred că asta înseamnă un dar mult mai mare decât dacă i-ai dărui niște bani cuiva. Adică să stai să asculți fără să judeci pe cineva, cred că este un dar neprețuit. Da, alt semn că ești obsedat de control, nu recunoști când greșești. Aici sunt Câte exemple, majoritatea. Câte exemple. Da. Da, este foarte de preferat, adică este ușor de făcut să dăm vina pe alții. Mi se întâmplă, adică să observ situații în care oamenii, dacă ceva nu se întâmplă pe cum vor ei, să spună că toată lumea este de vină, numai ei n-au nimic de învățat din chestia asta. Deci de la cei apropiați până la, nu știu, sistemul de vină, conducătorii, nu știu, oricine este de vină, numai ei nu. Și observăm cu ușurință când deschidem Facebook-ul, feed-ul, da, că toată lumea înjură, toată lumea este nemulțumită, este atâta energie consumată în zadar, pentru că atâta vreme cât suntem cu ochii pe ceilalți, cine e cu ochii pe noi? Cine e cu ochii pe oportunități? Exact cum spunea Byron Katie, știi? Dacă tu ești în viața celuilalt, în viața ta cine e? Rămâne gol. Dar oamenii nu-și dau seama de chestia asta și probabil vor trăi multă vreme. Dacă ar ști că este o dovadă de maturitate să recunoști că ai greșit, pentru că atunci când recunoști, nu te mai poate critica nimeni, nu te mai poate judeca nimeni. Am făcut chestia asta și am făcut-o așa în public. Da. Adică și am văzut cum e. Că nu, chiar sincer, deci cum spunea vocalistul de la Doors, nu mi-aduc aminte... Jim Morrison? Da, Jim Morrison, dezbracă-te de tot, că n-or să aibă ce să-ți mai facă, sau, în fine, e un citat din memorie, dar în genul ăsta zicea. Da, eu am, o să luăm o pauză de publicitate și revenim cu discuția despre nevoia de control. Am revenit în partea a doua a emisiunii și fiindcă vorbeam despre frica, de critica celorlalți, vreau să povestesc despre mine, o situație în care, nu știu, mie nu mi-era frică, deci o parte pozitivă, că nu mi-era frică. Toți se fereau, cei care erau la cursul de yoga, se fereau să spună, pentru că lumea atunci critica, era situația cu din televiziune, cu scandalurile care au fost și toți se fereau să spună că fac. Mie nu era frică și chiar mergeam la țară cu trenul și chiar am spus la cineva că fac yoga și persoana respectivă a mai spus și la alții și cineva s-a care mă cunoștea a venit și făcea glume. Glume. Deci mă ironiza într-un fel. Și eu am spus, și ce, dacă fac, mi-e prinde bine. Și eu am spus lucruri pozitive care le-am învățat. La sănătate. Da, sănătatea în primul rând și alte efecte. Am spus la minte.
Ei, după aceea, dacă am recunoscut, nu am mai zis niciodată nimica. Și da, deci, asta e ideea. Când ne opunem, da. Când ne opunem și da. Încercăm să păstrăm o aparență, atunci, da, atunci treaba nu e... Da, dar mai este și situația inversă, când noi criticăm pe ceilalți și atunci, deci persoanele care fac lucrul ăsta se consideră superioare, au o atitudine de superioritate. Da, ceilalți. Și ce am observat, culmea, că chiar la persoanele care tot așa au un parcurs destul de lung, ajung să nu mai observe când îi critică pe alții. Mi s-a întâmplat și mie să nu-mi dau seama că îi criticam pe ceilalți într-un mod mascat, gen, sau, nu știu, sunt moduri subtile în care efectiv nu-ți dai seama. E ceva de lucru, e chiar mult de lucru până să ne observăm pe noi înșine ce facem. Dar este porunca din Biblie, care spune, nu judeca ca să nu fii judecat. Nu-i valabil încă, nu-i valabil tot timpul. Am căutat să o respect, dar nu-i valabil. Involuntar îmi veneau gânduri de critică exact, asupra celorlalți. Exact, chiar dacă nu spunem, dacă avem chestia asta în minte, energia e aceeași. Emanăm aceeași chestie. Dar, aducându-ți mereu aminte să nu critici, să nu bârfești pe ceilalți. Da, de asta spuneam că transformarea interioară are partea asta întunecată. Îi spun întunecată pentru că este greu de realizat. Și ca să o facem luminoasă, trebuie să eliminăm toate blocajele astea. Da, și să recunoaștem, să devenim din ce în ce mai autentici despre acțiunile noastre. Sau măcar să ne cunoaștem față de noi înșine că avem scăpări. Da, dar prin lipsa controlului asupra evenimentelor, nu ne referim la lipsa de inițiativă. Deci poți să-ți faci planuri când pleci undeva, să faci planuri ce să-ți iei la tine, cu ce o să mergi, sigur, cum ajungi acolo, unde te cazezi. Dar este un lucru foarte important care contează foarte mult, să nu controlăm cursul evenimentelor. Deci evenimentele noi noi putem să dorim să controlăm, dar când se întâmplă ceva neprevăzut, să nu ne ieșim din minți. Păi tocmai să știm cum să trecem. Să ne adaptăm, pentru că frustrările de aici apar. Din momentul în care ceea ce ne-am planificat nu se împlinește. Da, este... Fiecare știe că dacă nu poți să treci peste lucrurile astea, atunci ai de suferit. De aici e toată suferința oamenilor, din faptul că nu reușesc să accepte că lucrurile se întâmplă împotriva voinței lor sau împotriva dorinței lor de control. Oamenii nu reușesc să fie fericiți, nu reușesc să simtă bucuria vieții, pentru că lucrurile nu se întâmplă așa cum vor ei. Cel mai bine este să fii deschis, să ai situație, să acceptăm că ceilalți nu fac cum le zicem noi. Da. Să acceptăm că oamenii nu sunt de acord cu noi, cu credințele noastre. Să acceptăm o mulțime de lucruri. Să acceptăm că se poate fi situații neprevăzute, oricâte scenarii ne-am face noi în cap, nu reușim să-l luăm în calcul și pe ăla care se întâmplă. Deci ce înseamnă să ajungi la liniște, la calm, să știi să treci prin situațiile astea, că ele chiar tot la fel sunt. Asta e foarte important. Deci, ele se întâmplă oricum. Dar faptul să știi cum să treci peste ele. Practic, noi suntem singurul lucru care poate fi, de care suntem responsabili, este reacția noastră la ceea ce se întâmplă. Deci nu înseamnă că oamenii care sunt fericiți, liniștiți sau care simt bucuria, nu înseamnă că sunt supraoameni. Ei au învățat să accepte și asta lucrez de câțiva ani și obțin rezultate acceptând că lucrurile se întâmplă chiar dacă nu le-am luat în calcul, chiar dacă nu sunt plăcute. Deci pentru mine singura rețetă, dacă e să o iau așa către a simți bucuria, este acceptarea lucrurilor care nu le-am luat în calcul și nu sunt plăcute. Sunt foarte multe lucruri neplăcute care se întâmplă, sunt firești,
nu știu, și un accident, dacă ni se întâmplă, este, îl numesc firesc, pentru că chiar dacă eu nu m-am pus în pericol, adică n-am mers pe mijlocul străzii sau, nu știu, nu am stat pe calea ferată, e posibil să mi se întâmple un accident. Dar acceptând că acest lucru este posibil, asta mă ferește de frustrare, de o mulțime de lucruri. Da, am văzut pe net o comparație a vieții cu un dans și vreau să dau un citat aici, nu știu de cine, dar am găsit și mi-a plăcut. În dans există o etapă în care înveți pașii, îți controlezi mișcările, îți cunoști trupul, te armonizezi cu celălalt sau cu ceilalți, însă dacă nu apare și etapa în care nu mai este nevoie de niciun control, acel dans nu te va bucura pe deplin, nu te va face să simți cu adevărat că trăiești. Maestria unui dansator se vede abia după ce acesta începe să danseze liber. Ce frumos! Să danseze liber și să se lase în dansul vieții, cum s-ar spune. Da, da, da. Da, atunci e, într-adevăr, atunci e frumusețea vieții, atunci când accepți că lucrurile se pot întâmpla. Și eu am văzut, apropo de exemple, am văzut foarte mulți oameni care erau veșnic nemulțumiți că soțul este, nu știu cum, nu știu, pisălog sau nu știu cum. Copiii nu mă ascultă, nepoții nu mă ascultă, fratele meu, i-am spus că nu face bine ceea ce face, dar el tot face în continuare, X, nu știu, habar n-am, sora nu s-a lăsat de fumat sau deși e bolnavă sau... pur și simplu, faptul că ne încercăm să controlăm viețile altor oameni, care e normal să aibă experiențele lor de învățare, pentru că toate lucrurile, nu știu, dependențele sau care le au ceilalți, sunt experiențe de învățare. Și dacă omul nu învață din experiențele lui, din greșelile lui, sunt foarte mulți părinți care nu lasă copiii să greșească, adică în sensul că au tot timpul grijă să le direcționeze. Nu spun că e ceva rău, dar în momentul în care copilul, chiar povestea cineva, dacă ți-aduce aminte la povești, când spunea că fiica i-a spus mamei, lasă-mă să greșesc eu, să învăț eu din greșelile mele. Deci e un exemplu foarte clar că oamenii, oricât i-am păzi, adică dacă e vorba de copiii noștri, oricât i-am păzi, trebuie să aibă experiențele lor de învățare, greșelile lor. Dar am vorbit despre aceste greșeli, dar cum să lucrăm în legătură cu aceste probleme? Ce este de făcut? Să vorbim puțin despre ce ar putea face. Primul pas, referitor la ego, este să-l menținem în limitele normale și să lucrăm la dizolvarea lui. Pentru că singura cale către bucuria de a fi, singura cale către liniștea și pacea sufletească este dizolvarea egoului. Dar să zicem că oamenii nu acceptă că acest lucru este posibil, dar măcar să-l menținem în limitele bunului simț, să zic așa. Da, numai că sunt oamenii care neagă existența. Adică zic că ei ar putea să facă să dispară egoul. Atât timp cât trăim în societate, poate, da. Atât timp cât trăim în societate și nu în vârf de munte, da. Sau știu eu, izolați în India sau izolați oricum, nu cred că este posibilă suprimarea egoului, suprimarea totală. Deci, el ne ajută egoului sau a minții. Da, nu e chiar același lucru, pentru că dar oricum spun sunt... că eu am reușit să mă opresc mintea și nu mai eu nu mai gândesc cu mintea, eu. Dar cu ce gândește, nu știu. Nu, asta e pentru persoanele care nu știu cum funcționează mintea, că până la urmă și analizele care le fac persoanele gen Moji, Eckhart Tolle și așa, tot cu mintea se fac, pentru că nu există exprimare fără minte. Nu poți judeca dacă îți oprești mintea, da. Exact. Deci, primul pas este conștientizarea direcțiilor în care trebuie strunit egoul, observarea, auto-observarea permanentă, când încercăm să-i controlăm pe ceilalți, când plecăm din viața noastră, în expresiile lui Byron Katie, când plecăm să avem grijă altora, nu? Treaba mea, treaba ta și treaba lui Dumnezeu,
și autoobservarea când avem nemulțumiri, nu? Să observăm foarte clar că noi suntem responsabili de reacțiile noastre. Atât. Da, alt lucru pe care putem face și care este cel mai bun, să acceptăm existența ego-ului, să ne împăcăm cu existența lui. Să înțelegem funcțiile rolul, lui, da, să înțelegem lui funcțiile în viața lui, noastră, sigur. Și nu putem lupta împotriva ego-ului sau a iluzii, pentru că spune că ego-ul exact. Este, adică întreține iluzia. Este o iluzie. Da, hai da. Hai să vorbim și despre de ce este considerat ego-ul o iluzie. Este considerat o iluzie pentru că noi, de-a lungul vieții, ne schimbăm de foarte multe ori. Adică noi ne identificăm cu un eu, dar de fapt acest eu, pe parcursul vieții, dacă îl lăsăm, se transformă. Oricum, ne dăm seama că anumite credințe sunt false, ne dăm seama că am avut anumite așteptări în anumite direcții ale vieții și nu mai sunt valabile și să lăsăm, dacă noi, chiar vorbeam cu cineva în termeni foarte simpli, dacă am lăsat eul să moară de câte ori e normal să moară și dacă ne-am dat seama că aceste etape de transformare sunt firești de-a lungul vieții, atunci nu ar mai interveni suferința. Deci chiar îmi notasem o expresie aici. Există atâtea morți ale eului, câte căderi de sisteme de credințe depășim și abandonarea conștientă a unui mod de a privi lumea, deci a unui astfel de eu, abandonarea conștientă a unui mod de a privi lumea se poate face mai ușor și fără suferință dacă noi devenim conștienți că este un proces firesc, deci, natural. Da. Noi numim omul care este interesat de cunoaștere un căutător spiritual. Ei, căutătorul spiritual de multe ori rămâne schimbă blocat. Convingerile. Își schimbă convingerile, dar vreau să vorbim și despre... Deci, dar vorbește despre adevăr, că el sau că deține, că vrea să ajungă la adevăr. Dar până la urmă, tot trecând dintr-o iluzie etapă în alta, dintr-o etapă în alta, își dă seama că nu există un adevăr absolut. Că acesta, asta, sau în există, cazul, dar... asta în cazul când lasă sistemele de credință să moară natural, dar există luptă. Capcana aceea fantastică de a rămâne blocat într-un anumit sistem de credințe. Deci eu am cunoscut oameni care au rămas nu zeci de ani, dar oricum ani buni și par să nu mai iasă de acolo. Deci e ca o capcană, în sensul că nu vor să accepte că majoritatea credințelor, orice explicație despre de ce suntem aici, ce facem noi aici, care este scopul vieții, care este sensul vieții, toate poveștile sau cum sufletele au venit și sau, nu știu, s-au întrupat și așa mai departe, toate lucrurile astea sunt niște credințe iraționale și oamenii nu au puterea sau nu știu cum să spun de a renunța la ele pentru că simt că viața n-ar mai avea rost. Deci, din acest motiv, foarte mulți oameni sunt blocați în anumite credințe și indiferent dacă simt că acele lucruri nu sunt adevărate, nu vor să renunțe la ele. Pentru că zic, ok, ce pun în loc? Da, dar fiindcă vorbeam despre lupta împotriva iluziei, întotdeauna când lupți împotriva ceva, întărești partea împotriva căreia lupți. Absolut. Și atunci o puternicești, îi dai putere să existe. Da, da, da. Și acceptarea din potrivă înseamnă abandonare și accepti că există ego-ul și în felul acesta, dacă îl accepti, până la urmă, dându-ți seama că are anumite capcane și întreține iluzia, până la urmă, da. Deci oricum, urmărești. Și ce vezi. Este absolut sigur este că în cazul când cineva ar dori să ajungă la trăirea bucuriei sau comuniunii cosmice sau cum să zic, bucuria comuniunii cu întregul, faptul că întreține ego-ul și îl lasă să se mărească în loc să se dizolve, pot asigura, adică pot garanta că nu va trăi bucuria care o numesc eu bucuria de a fi, pur și simplu. Da. Cum se comportă ego atunci când vrem să-l deconspirăm? El
în prima fază încearcă să ne amăgească cu tot felul de iluzii, cu tentații, cu imaginele fricilor pe care le-am avut. Dar dacă persistăm așa, să rămânem ferm și să privim, facem un pas înapoi. Să observăm. Deci da, facem un pas înapoi, observăm. Pentru da. A observa că ego-ul ăsta este o iluzie, este suficient să-l observăm din afară. Da. Și atunci deci el își pierde puterea. Practic tot ceea ce observăm da. Nu este esența noastră. Dacă e să da. Vorbim în termeni de ăștia deci, spirituali. Sunt multe persoane care inventează tot felul de metode, tot felul de tactici împotriva ego-ului, dar nu tacticile te ajută, din potrivă, tocmai că înțelegerea. Înțelegerea da. Și acceptarea și mai și acceptarea, ales da. Dacă vrem să schimbăm ceva, să ne ținem de treaba asta. Da. Să avem un lucru determinat cu noi, adică da. Sistematic, să lucrăm la asta sistematic. Să fim atenți la ce manifestăm, la ce ne trece prin cap, la unde ne este atenția. Da, ceva frumos. Deci cum acționează ego-ul în această fază, când noi încercăm să trecem peste ego-ul și să renunțăm, dacă putem să renunțăm, el încearcă să ne aducă niște imagini și să ne mute atenția în afara noastră, dar de multe ori el zice că luptă, deci ego-ul luptă împotriva lui, dar luptă împotriva entităților negative, deci demoni sau alte entități negative, și iar asta spune, că luptă, dar tot ego-ul luptă, cheamă în ajutor entități pozitive să lupte. Deci ego face jocul ăsta. Eu ce pot să spun este că din experiența personală, până n-am renunțat la credințele iraționale, nu mi-am găsit niciun fel de liniște. Până n-am înțeles foarte clar că lumea are o singură sursă. Nu există bine și nu există rău. Există unghiuri din care privești o anumită experiență. Până n-am acceptat lucrurile astea și n-am depășit lucrurile astea, nu am găsit nici un pic de liniște în viața mea. Adică înțelegerea cum să zic, ca să fie cât mai simplu, deci credințele noastre iraționale și tot ce se vehiculează acum pe net, care este din ce în ce mai gogonat, din ce în ce mai, mă refer la pseudoștiință, la, nu știu, falsa spiritualitate, pentru că falsă este, nu știu, 99% din ce numește lumea spiritualitate, nu e ezoterism, nu e numerologie, nu e horoscop, nu e astrologie, nu e nimic. Spiritualitatea e cu totul altceva. Adică e căutarea păcii sufletești, căutarea simplității, smereniei, autenticității. Despre asta este vorba. Și oamenii confundă, de asta zic că 99% din... A trecut acceleratul. Da. Așa. Mai mult încurcă. Deci oamenii nu-și îndreaptă atenția, dacă eu caut pacea sufletească, nu mă îndrept spre teoria conspirație care face exact opusul, adică nu mă bagă decât într-o mie de frici, da. Și nu mă fă, adică e un consum de energie degeaba. Deci putem înțelege că totul este un întreg, dacă înțelegem prima lege a lui Hermes Trismegistu, care spune că totul, adică Dumnezeu, totul este spirit. Deci nu există altceva decât totul. Totul. Da. 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 Și, că... și nu e vorba da. Numai de asta, dar nu știu cum de oamenii nu, cei preocupați de spiritualitate, nu își îndreaptă atenția și către cei care au atins starea asta. Să vadă ce scriu ei, așa cum am mai spus și în alte emisiuni. Dacă cauți ceva, stabilește-ți clar în cap ceea ce cauți. Nu știu, cauți să am relații mai bune, caut, nu știu, în psihologie. Psihologia relațiilor sau caut pacea sufletească, ok, cine a căpătat pacea sufletească? Hai să caut oamenii care trăiesc sau au trăit sau au trăit în istorie chestia asta. Da. Sau înțelepciunea sau fiecare ce caută. Dar tot despre tendința asta a ego-ului de a merge spre lumină, deci să lupte lumina cu întunericul, atunci este o imagine pe care o fabrică
și care, nu știu, își creează o imagine despre sine, care vrea să pară ca o poveste frumoasă. Deci ego-ul se face, se înfrumusețează singur. Deci da, luptă împotriva sunt răului. Sunt multe lucruri de genul ăsta, dar dacă ar fi cineva să mă întrebe cum să privesc lumea ca să o văd și fără ego, este un exercițiu foarte simplu care se poate face fie dimineața într-o grădină ca asta, gen, sau în aer liber sau undeva unde este, în general în natură se poate face chestia asta. Stăm liniștiți pe iarbă sau într-o poziție cât mai relaxată, închidem ochii și ne imaginăm că nu am văzut niciodată lumea asta. N-am văzut niciodată nimic. Nu știm denumirea la nimic. Deci pur și simplu e ca și cum ne-am naște fix în momentul ăsta. Și după aceea când suntem pregătiți, adică ne-am eliberat de definiții, de tot felul de concepte despre lumea asta, de tot felul de judecăți, de analize, de tot felul de lucruri din astea, în momentul ăla deschidem ochii. Deschidem ochii și fără să denumim lucrurile, încercăm să trăim chestia aia, să simțim. Totul este simțire. Dar ar fi bun și un exercițiu ca să ne dăm seama unde este atenția noastră. Deci exact. Timp de o oră să analizezi, să nu te uiți la televizor, să nu te uiți la telefon sau tabletă sau ceva și să fii atent la ceea ce vine, circulă, ce vine ceea ce minte. Circulă, da, dacă, da. Dacă atenția ta este asupra anumitor persoane, înseamnă că, sau al lucrurilor, înseamnă că atenția este în exterior. Nu, întotdeauna este în exterior, dar este asupra oamenilor, asupra materialului, a lucrurilor materiale. Uh-huh. Dar dacă prin mintea ta trec tot felul de lucruri, te gândești la ce ai putea face ca să-ți schimbi viața, atunci atenția ta este asupra minții. Da, 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 da. Deci atunci sunt, când sunt, îți dai seama, deci poți să lucrezi cu mintea sau cu corpul. Da. Sunt multe exerciții pe care le fac în tabăra pe care mi-am programat-o la sfârșitul lui august, tabăra Bucuria de a fi. Deci dacă cineva este interesat de exerciții, îl invit, îl aștept cu drag în tabără și vom face acolo da, o mulțime de exerciții de observare. Aș mai fi avut multe lucruri interesante de spus, dar nu mai avem timp, așa că încheiem aici, ne oprim cu discuția și poate în altă parte, în altă emisiune o să vorbim despre controlul cu ajutorul cunoașterii, despre alte lucruri, pentru că este foarte important. Așa cunoașterea este. Are un rol. Sau așa despre este. Cunoaștere în general. În general. Da, da, da. Deci mulțumesc că mulțumesc și eu pentru invitație. Și, mulțumesc și eu. Da, și te mai aștept la alte emisiuni. Acum ai făcut o pauză mai mare. Mulțumim telespectatorilor pentru că ne-au urmărit, că au răbdare cu noi. Și le urăm să nu-și controleze viața, pentru că chiar nu se poate peste controla tot. Peste tot. Da, nici deci măcar, n-am, ceea ce nici n-am, măcar n-am apucat să vorbim despre facă-se voia ta, că apropo de lăsarea controlului, da. Facă-se voia ta este o expresie da. Foarte importantă. Da, deci mulțumim, mulțumim. Și vă spunem la revedere frumos. Și numai bine.